emisiunea de ieri, anunțul lui Ionuț de a nu mai participa la concursurile viitoare avea să suporte câteva completări din partea Simonei. Crede-mă, eu nu-mi permit să refuz ce-mi spun colegii mei, adică nu sunt vedetă și arunc, nu vreau să fac asta, nu vreau să discut cu Ionuț, că n-am eu chef. E o chestie de bun simț, da? Și de respect unii față de ceilalți. Noi vă respectăm pe voi, voi ne respectați nouă munca și la final toată lumea e mulțumită. Așa sunt niște chestii care eu trebuie să le fac și nu face plăcere să fac așa ceva. După această ultimă observație, Ionuț și doamna Victoria luau o decizie comună și irevocabilă. Renunțarea la competiție. Oricum, lumea de afară vede că te-a văzut că ai fost un nesimțit. De ai fost de numai... Am participat până acum la toate task-urile și că nu se poate. Asta este. Nu mai intră nu, în direct. Păi ce să mai intre în emisiune dacă... decât de tine, dar oricum ce mai rău, tu nu are rost să mai pierzi timpul ca să-ți faci și tu probleme. El te așteaptă afară, stai liniștită. Dacă o să fie ok și vrei să fii cu mine, eu cu siguranță te aștept. Dacă nu, acum... Cum să nu vreau? Ia spune, te rog frumos, cum? Nu zic că nu știu, poate... Domina, cred că fu chiar de să-l facă că nu are bun simț, asta e ceva dureros. Copilul meu n-a jignit pe nimeni, n-a făcut pe nimeni fără că nu are bun simț. De când dar e... nu mai plângi, domne, că nu vreau să ți se întâmple ceva să vadă o țară întreagă, că nu... Eu mă duc și revin. Asta este problema, că sâmbătă a fost schimbarea și multă lume de acolo nu prea le convine. Am văzut eu că sunt... Lasă-mă am și că eu, nu contează, că eu nu am venit pentru asta. Ionuț, du-te dincolo! Nu mai intru în direct, pentru că eu îmi fac bagajul, plec. Hai mă, copil! Nu există așa ceva. Sunt obligat. Mi s-a spus, intri în casă, faci ce, să-ți găsești jumătatea, nu să demonstrezi la lume nu așa talent. Ai făcut task-uri, dar ăsta nu te-ai simțit în stare să faci glume deplasate cu colegii din casă. Clar și la subiect, asta a fost. Puțin mai târziu, Liviu și Blaze încercau să-i convingă pe cei doi să rămână, însă fără niciun folos. Eforturile păreau zadarnice. Ai timp să pleci. Că pleci ce? Dar mai vorbești și mutar ultima. Nu mai, că nu are rost să ne pare rău de voi că am stat cu voi 3 luni, dar nici eu nu să stea să se îmbolnăvească, că deja tremură. Nu are rost. Asta e. Și Romina? Romina i-a spus eu nu s-o așteaptă. Nu, Ionuț este un băiat care nu știe să facă glumă. Știu asta. Dar am zis Ionuț, dacă nu vrei să participi, merge, luați Mike, ok, Maria și Andreea are un relație frumos și pleci. El a participat. Nu trebuie să faci glumă. Și el nu e felul de a face glume, să jignească pe nimeni, glume de gust. Asta înseamnă că e nesimțit. Dincolo de toate acestea, rămânea tristețea fără margini a Rominei, iar Maria încerca să-i ridice moralul, ajutând-o să vadă partea plină a paharului. Nu vreau să plec, nu vreau. Chiar nu vreau. Îmi ține enorm de mult la el, enorm de mult și mă fi foarte greu să nu-l văd aici. Te cred. El îmi spunea cum ar fi pentru mine, va fi un da, test. Da, măcar pentru tine un pic. Da, dar... mai are 3 săptămâni, cum a stat atâta singur și i-a fost greu, mai are 3 săptămâni. O să-și lua doamna Victoria ei să o scăpa cu cum ar fi. Și a spus că nu, categoric nici nu vor să audă deloc rămân. Niciunul. Poate să liniștește să mai vorbească Livi cu el, de seama că nu las. Și dacă... cât poate să-l convingă. Știu că el cu Liviu sunt cei mei apropiați, cei mei apropiați. Nu știu dacă s-ar pune acum toți băieții în capul lui, poate rămâne, dar nu știu. Să dea Dumnezeu să rămână, că voi fi eu cea mai fericită. Logic, un lucru v-am pe voi și mă simt că te-am și pe tine și pentru asta îți mulțumesc. Te aștepta clar, te așteaptă eu. Da, dar am spus că în ziua când plecăm, dacă pleacă, veni și mai direct. Mă gândesc că normal ar fi putut să treacă puțin peste orgoliul ăsta, să rămână liniștit. Nu făcea el, făceai tu ceva... Eu am spus că fac eu. Așa. Și stătea lângă tine. El efectiv pleacă și te lasă. Chiar dacă vă întâlniți cu... Să se gândească la tine. Te lasă supărată, te lasă singură, că tu de fapt ești cu el, nu... Așa. Un pic de egoism. Da. Te-ai speriat, Romina? Nu că m-am speriat, doar că mi-era foarte greu să-i
hai să zic corect, să-i permis să plece. Nu puteam, ok, eu stăteam aici, aici majoritatea cuplurilor, când se deschidea ușa, ce trebuia să fac? Să aștept, nu ce să fac, să mă uit pe colțuri pe undeva? Nu. Păi omul meu la moment și vreau să fie lângă mine. Dacă într-adevăr ține la mine și într-adevăr vrea să fie cu mine, el asta a ales aseară. Și pentru asta lui îi mulțumesc că e acum lângă mine și nu a plecat.